Basme în limba română. Maestrul magician. A fost odată când magia era o artă pe care puțini o stăpâneau și chiar și mai puțini aveau vreo legătură, trăia un băiat pe nume Oliver, căruia îi plăcea să viseze cu ochii deschiși, zilele și nopțile deopotrivă. Tatălui Oliver era fermier, pierzându-și toată averea în urmă cu câțiva ani în timpul marii foamete. Acum se străduiește toată ziua pe câmp, alături de cei doi fii mai mari ai săi, sperând că, într-o bună zi, va putea să-și recupereze pământurile pe care le-a ipotecat până la ultimul centimetru pentru a-și salva familia în vremurile vitrege. Și, deși era leneș, lui Oliver nu-i lipsea ambiția. Renunțase la educație pentru că știa că tatăl său nu și-o permitea. Acesta a fost sacrificiul lui. Tatăl său l-a înțeles. Frații săi, nu. Nu ți-e rușine să stai cu noi și să mănânci? Nu ai niciun aport aici. Și totuși mănânci de parcă ai fi câștigat. Destul. Este fratele tău și fiul meu. Desigur, nu-i vei spune niciodată nimic. Oliver! Of! Dar aici e chestiunea. Oliver avea un vis. Un vis pe care frații săi nu-l puteau vedea. Își dorea să devină magician. Cel mai mare chiar. Și în ultimii ani, învățase și exersase singur în fiecare noapte. Hei, copii! Vreți să vedeți un truc? Wow! Dar mingea noastră? Aici! În acea zi, când Oliver a ajuns acasă, frații lui l-au ironizat, ca de obicei. Oh, iată-l! Vine! Te rog, du-te în camera ta, măria ta! Mâncarea va fi gata în câteva ore! Tată! Mă întrebam dacă vei veni mâine la vânătoare cu mine. Vreau să-ți arăt ceva. Sigur, fiule. Așadar, a doua zi, Oliver și tatăl său porniră spre pădure. Când au ajuns acolo, Oliver se uită la chipul neliniștit al tatălui său. Tată, e ceva ce vreau să-ți spun. Acum sunt magician și pot face magie uimitoare doar pocnind din deget. Doar privește-mă! Pre surprinderea lui, Oliver a pocnit din degete și iată! S-a transformat în câine de vânătoare! Apoi înhăță o trăistuță în gură și se lansă în pădure, în timp ce tatăl său stătea acolo uimit. În câteva clipe, Oliver s-a întors cu prada sa. Aici, tată! Bătrânul era atât de fericit văzând cât de talentat era fiul său. Intenționau să plece. Când? Vai, vai, ce ai prins acolo? Acesta era Claudius, negustorul hapsân al orașului, la care erau ipotecate toate pământurile și parcelele săracilor. Planul său era simplu, să jupoaie necăjiții, ajutându-i în momentele lor de nevoie, dar apoi punând o rată a dobânzii uriașă asupra sumei împrumutate, astfel încât săracii să rămână datori pentru totdeauna. Iepuri, domnule Claudius, 6 dintre ei! De ce așa mulți iepuri vânați de câinele ăsta? Da, e ceva ce nu am mai văzut până acum. Lacomul Claudius era atât de impresionat încât a propus imediat să cumpere câinele. Bătrânul se gândi o vreme și apoi se uită la Oliver. Cu un zâmbet pe buze, tatălui Oliver a cerut o sumă enormă pentru câine și, în mod surprinzător, afacerea s-a făcut. Naiv bătrân! Suma aceasta e nimic comparativ cu acest câine. A doua zi, un Claudius entuziasmat mergea la pădure cu câinele să vâneze ceva, când brusc câinele fugi și dispăru în spatele tufelor dese. Poate că ai găsit deja ceva. Câine, cățeluș bun, unde ești? Între timp, Oliver s-a transformat înapoi în om și s-a întors acasă.
Bună treabă, fiule! Ne-ai făcut mândri! Oliver încă nu terminase. Claudius e malefic. Să găsim o cale să-i ajutăm pe ceilalți să-și recapete pământurile. Ce sugerezi? A doua zi, Oliver se transformă într-o găină de aur, iar tatăl său l-a dus la casa lui Claudius. Negustorul malefic era mânios văzându-l pe fermier, dar când a fost dezvăluită găina de aur, îi sclipeau ochii. Acceptă imediat să plătească o sumă uriașă pentru aceasta. Când bătrânul plecă, găina de aur s-a transformat în Oliver și, cu o pocnitură de deget, l-a făcut pe Claudius câine. Pleacă acum! Asta ți-e soarta! Ce urmează? Ei, Oliver a înapoiat fiecăruia prețioasele pământuri și banii care se aflau sub captivitatea lui Claudius. Tot orașul îl aclama, devenise eroul lor. Și vestea despre magicianul Oliver se răspândi pretutindeni, fiecare gură slăvindu-l și fiecare minte fiind uimită de abilitățile sale de magician. Fiul leneș al unui fermier, de care nimănui nu-i păsa prea mult, devenise luminatorul lor. Oliver! 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 Wow! Acum s-a întâmplat, într-o zi, că Oliver a plecat din orașul său să călătorească prin lume. Călătoria sa l-a adus într-un regat frumos, unul ce era condus de Marele Magician. Și numit-o destin, căci privirea lui Oliver se opri la fiica Marelui Magician, Prințesa Meginia, și a fost dragoste la prima vedere. Cine e ea? Este Prințesa Maginia, fiica regelui nostru, Marele Magician. Este frumoasă. Nici nu gândi la asta. Este o regulă strictă că niciun bărbat să nu vorbească cu ea și nici să se apropie de ea. Dacă cineva face aceasta, Marele Magician îi pedepsește. Deci păzea? Dar păzea nu a funcționat, pentru că nu mai avusese niciodată față de cineva un așa sentiment. În schimb, a venit cu un plan. El l-a chemat pe tatăl său în regat și i-a spus totul. Apoi, el s-a transformat într-un cal și nu orice cal, ci un cal cu aripi. Apoi, tatăl său a mers la palatul marelui rege magician, care era entuziasmat să vadă un cal atipic. Îndată, plăti o sumă imensă și îl cumpără de la bătrân. Bătrânul zâmbi și șopti urări de bine în urechile calului. Tu, fiară frumoasă! O așa rasă! Sunt încântat să te am în cursa mea! Hai să mergem! Cum să-i zic? Un zbor? Tată, ce este această minunată creatură? Regele magician i-a povestit totul fiicei sale și ea l-a implorat imediat să o lase să încerce odată. Orice pentru tine, iubirea mea! Mergi, zboară! Cât prințesa se așeză pe cal, aripile sale se deschiseră și, sărind în aer, zbură deodată. Wow! Împreună au zburat dincolo de râuri și de munți, iar prințesa, fermecată, nu și-a dat seama că se depărtase de casă. Wow! Ce este locul ăsta? Îți mulțumesc! Ador asta! Nu am văzut niciodată ceva atât de frumos! Fascinată, prințesa Meginia a fugit după fluturi, a dansat în pantofii ei și și-a spălat fața cu apă rece și proaspătă. Și apoi venise timpul să plece, soarele pregătindu-se să apună. Emoționată, a doua zi, cu permisiunea tatălui ei, a plecat din nou pe calul maestuos, zburând peste râuri și peste munți. Ești uimitor! Știi asta?
De data aceasta, calul a adus-o într-un alt loc, unul mai frumos decât precedentul. Wow! Și astfel începuse o frumoasă călătorie. În fiecare zi, prințesa pleca cu calul și vizita tărâmuri care nu-și imaginase că există. Yeah! Ce este asta? Ah! Ai așa multă grijă de mine! Și pentru prima dată după atâtea zile, Oliver a vorbit. Asta pentru că sunt îndrăgostit de tine. Ce? Poți vorbi? Ce? Oliver i-a povestit totul prințesei și i-a pus vedea ochii licărind. Te-ai transformat într-un cal pentru mine? Căci tatăl meu nu lasă niciun bărbat lângă mine? Și ai rămas cal în timpul ăsta doar pentru a sta cu mine? Oh, Oliver, minunatul meu Oliver, mi-ai câștigat inima și este a ta acum și pentru totdeauna. Zilele au trecut și marele rege magician începuse să observe legătura ciudată dintre fiica sa și cal. Începuse să se îngrijoreze. Majestatea ta, iubirea dintre un om și un animal va fi arătată cu degetul. Nu e bine. Toată lumea va râde de tine. Ce trebuie să fac? Termină, bestia! Și așa, în acea seară, regele a mers Michel la grajd cu o sabie în mână. Hotărâse să dea curs sfatului consilierului său. Dar când a ajuns acolo, calul nu era și în locul său lăsase o scrisoare. Dragă tată, întotdeauna ți-am respectat dorința. Am făcut ce mi-ai cerut și te voi respecta pentru totdeauna. Dar acum sunt îndrăgostită. Nu m-am simțit niciodată așa. Cel ce crezi că este un cal e un magician. Faimosul magician Oliver s-a transformat într-un cal în tot acest timp să-mi câștige dragostea. Și, tată, a făcut-o. Am vrut să-ți vorbesc despre asta, dar nu știam cum vei reacționa. Și așa, cu inima frântă, sunt forțată să plec departe cu viața mea. Rămâi cu bine, tată. Iartă-mă! Oh, Doamne! El este magicianul Oliver? Maestrul magician? Nu e de mirare că se poate transforma într-un cal zburător? Nici eu nu o pot face. Oh, fiica mea, dacă mi-ai fi spus-o, dar e vina mea. Te-am închis mereu. Ce fac acum? Chiar vreau să te măriți cu o nuntă măreață. Căci niciunul nu ar fi la fel de potrivit pentru tine precum maestrul magician. Cu inima frântă, marele magician i-a scris tatălui lui Oliver. Când scrisoarea a ajuns la el, și el a fost atins de emoțiile marelui magician. Știind unde era fiul său, a trimis cuvânt pentru el. Și când Oliver a apărut cu Meginia, bătrânul i-a povestit totul. Ce urmează? O nuntă măreață, desigur! Marele magician aranjă o petrecere fastoasă și toată lumea din depărtări a fost invitată. Oamenii au binecuvântat cuplul și l-au lăudat pe Oliver, care, prin voința și prin determinarea sa, a arătat că orice este posibil. Nu trebuie să etichetezi pe cineva doar pentru că este diferit.